Biodex-ul este un sistem de evaluare, în primul rând, pentru că el atunci când a fost creat, a fost creat pentru cercetare științifică. Asta a fost principalul lui uz la început și ulterior l-au dezvoltat și pentru recuperare medicală. Și partea asta de recuperare medicală se traduce practic în posibilitatea de a crea protocoale de recuperare pentru anumite afecțiuni. Fie ele, noi îl folosim în mod special pentru afecțiuni ortopedice, neurologice și pentru pregătire fizică, mă rog, la cine are nevoie. El în esență este un dinamometru computerizat. Ce îl face foarte special nu este neapărat hardware-ul, ci software-ul din spate. Software-ul fiind dezvoltat pentru cercetare științifică are foarte mulți parametri care te ajută să-ți faci o idee foarte clară despre ce se întâmplă cu pacientul respectiv în momentul în care este testat. Și ulterior la retestări să-ți dai seama foarte bine unde progresează și ce trebuie făcut mai departe. Biodex-ul este recomandat în toate afecțiunile ortopedice, tot ce ține de recuperare ortopedică, fie că este gleznă, genunchi, șold, umăr, încheieturi, cot, toate articulațiile mari pot fi recuperate folosind Biodex-ul. În momentul în care testezi, cifrele pe care ți le dă nu sunt influențate de absolut nimic. Și asta este foarte important pentru retestare, pentru că îmi dă clar feedback dacă ce am făcut este bine și dacă sunt pe drumul cel bun. În medie, o ședință pe Biodex durează 30 de minute, în care, în funcție de consultul făcut de medicul nostru de recuperare, unde decide dacă este necesar tratamentul folosind Biodex, poți recupera glezna și genunchiul în cadrul aceleași ședințe, dacă este vorba despre un traumatism mai complex, sau la mână la fel. De exemplu, dacă umărul a stat foarte mult timp în imobilizare, este important să recuperezi și umărul, dar în același timp să te ocupi și de cot, pentru că ele sunt luate împreună. Spre exemplu, în cazul unui genunchi proaspăt operat, testul pasiv ne arată gradul de amplitudine articulară pe care îl are și de unde plecăm, ca să știm care este punctul zero al recuperării. Pentru cineva care, spre exemplu, vrea să înceapă un program de antrenament la sală, să spunem, și vrea să aibă o idee mai bună despre progres, poate să vină să se testeze, să facă o evaluare inițială, să vedem exact ce poate să facă și apoi să vină la o retestare peste o perioadă de timp, o lună, 3-6 luni după ce își face programul de antrenament la sală și să vadă dacă într-adevăr progresează. Urmărim niște parametri și în funcție de acești parametri decidem viteză de execuție, forță, rezistență și tot ce mai putem monitoriza în cadrul ședinței.